Da, și asta e a doua oară. Ce sens a doua oară? Dumneavoastră ați câștigat la Consiliul pentru Procesul. Nediscriminare și el a contestat decizia Consiliului, care a constatat că dumneavoastră sunteți discriminată sau victimizată de către fostul șef al poliției de la Cahul. Briceag, da. Briceag. Dar asta este a doua, dar este asta a doua cauză câștigată de mine de la Consiliul pentru Asigurarea Egalității. El a mai fost inițial amendat, nu amendat de către Centrul Național pentru Proces de Caracter Personal. Dar și acolo a fost o discriminare. S-a Și constatat și egalitatea nu este. el de fiecare dată contesta și de fiecare dată instanțele îi anulau. Da. Numai că n-am Și înțeles ce a fost. respectiv. La curtea de apel n-am înțeles ce a fost. Instanța a admis apelul lui, a casat hotărârea primei instanțe, dar după aceea a pronunțat o altă decizie care tot în defavoarea lui era. Adică, ca când i-a admis lui apelul, dar tot i-a dat cu stânga, după aceea prima instanță îl plesnis cu dreapta. Asta vorbiți dumneavoastră de cazul de la 24 februarie când ați fost și ați filmat? Nu știu. Asta care mi-a trimis acum decizia Curții Supreme, ei pomenesc că cum a fost la Curtea de Apel. Eu nu știu dacă despre asta am Da. vorbit atunci în Dar februarie la despre Curtea de Apel. noastră. Că eu n-am Asta e, așteptat asta e. decizia Curții de Apel atunci. Asta e decizia din 24 februarie, atunci ei au contestat-o, drept așa cum spui mă, din tăi l-au lovit cu stânga și pe urmă cu dreapta. Deci el a contestat la Curtea Supremă de Justiție, deși eu nu știam care este soarta acestui dosar și chiar vineri am primit, pare mi se vineri sau joi, am primit Da, de că la la Curtea Curtea Sup Supremă de Justiție. la CSJ se examinează fără participarea părților și Dar lipsa părților. acum nici măcar nu s-a examinat fondul cauzei, ci doar admisibilitatea recursului lui. Și au decis că recursul e inadmisibil și au emis o încheiere, nici măcar n-are o decizie a unui complet, unui colegiu întreg. Și apoi, dar aici ai spus că se confirmă că recursul depus de Iurii Briceag se declară inadmisibil și încheierea irevocabilă. Da, Atât. vă spun, deci noi examinat fondul cauzei, o examinat doar dacă poate fi admis recursul lui sau nu. Și el nu a invocat probabil probleme legale de procedură, Nici ce s-ar fi încălcat n-au în avut. primele instanțe, da. Dar cum putea să motiveze el? Pentru că eu la Consiliul pentru Asigurarea Egalității am depus și faptul, mărturia, adică proba că atunci când el pe mine m-a izgonit din Inspectoratul de Poliție Cahul, Iurii Briceag în 2017, nu greșesc eu. Eu aveam înregistrare audio, dar și pe probele video se aude cum el mă izgonește și plus aceasta încă mai comandă și ne întocmește proces verbal de contravenție. Și el mai lucrează acum în sistem? Nu, el a fost luat ușurel de către pânzari, iată pânzari pe care l-au reținut. El a fost eliberat de aici de la Cahul pentru că a fost amendat și a fi lucrat pe la Chișinău la Unitatea 22, nu i-am dus eu toată evidența, dar ultimul timp l-am găsit la Unitatea Militară, la Ministerul Apărării. A, da, că pânzarii au migrat la Ministerul Apărării, a fost și ministru al Apărării. Da. Ia uite, e Da, din garda lui dar. pânzari băiatul, Briceag. El își Păi, plângea de asta și da. o contestat în instanță pentru că i-a afectat cariera prin amenda aceea pe care o luat-o de la Consiliul pentru Nediscriminare. Nu s-a așteptat el Dracu, de cineva la să se ce. plângă pe discriminare. Da, dar știți, dar eu acum tocmai îmi dau seama cât de coruptă, cât de capturat a fost statul. Dacă eu la Cahul vedeam băieți deștepți, băieți cu facultate, niciunul nu putea să devină comisar sau șef al Inspectoratului de Poliție Cahul, tocmai pe Briceag, delegat de la Cahul, de la Chișinău, membru PD, tocmai la Cahul să fie el șef Inspectorat de Poliție Cahul. Dar atâta ignoranță și atâta îngânfare, eu mă străduiam să le depuneam plângeri, depuneam demersuri, vedeam ilegalități. Drept că n-aveam fluier, n-aveam, nu filmam, nu. Adică așa și eu, ca un pedagog mai leger. Acum au ieșit fluierele și telefoanele performante. Eu atunci aveam un simplu telefon, ștocul.
depuneam multe plângeri pentru că eu vedeam ilegalități. Dacă eu, un pedagog care eu vedeam ilegalitățile astea, eu nu puteam să rămân indiferente. Dar vreau să vă zic că atunci când m-a invitat agentul inspectoratului poliției ca acolo ca să-mi întocmească proces verbal de contravenție, eu cam cu lacrimi în ochi zic, de ce? Ce am făcut eu? Știți, doamna Tamara, mie mi s-a ordonat eu să vă îndeplinesc, să vă întocmesc proces verbal. Ei bine, am solicitat eu perioada ca să-mi iau avocat, nu mai țin minte, sau permisie, m-au ajutat așa avocații, chiar nu mai țin minte, dar acest proces a fost contestat, l-am contestat eu personal și deci mi-a fost admisă contestația și a anulat procesul contravențional. Deci ei nici n-aveau Și de iată gând să așa. vă pedepsească, aveau de gând să vă hărțuiască. Își dădeau seama că procesul cel verbal o să fie anulat, dar aveau de gând să vă intimideze prin astfel de amendări. Metodă cunoscută. Nu știu. Cam așa și este. Eu nu mai țin minte care a fost e-mail de a anulat acel proces contravențional. Chiar nu mai țin minte. Dar vă zic că am fost purtată și-o prin instanță. Dar vă zic, am mers prin instanță, am contestat, am dovedit și am rămas chiar. Acum eu tot o să văd ce o să fac cu această cauză, cu acest, să-l văd eu unde mai este. Pentru că mai am încă o cauză pe rol la Consiliul pentru Asigurarea Egalității. Acolo a venit așa o neînțelegere, am contestat acum această decizie și vedem care este soluția. Dar nu-i cu briceag. Cu briceag ați cam încheiat și el nu are Nu. ce să mai facă dacă încheierea Da. Curții Supreme e definitivă. El poate să plângă doar la CEDO. Da, mă îndoiesc că e capabil și mă îndoiesc că o să mai îndrăznească și sunt sigur că nu o să-i accepte. Și încă nu prea știu, ei dacă sunt învățați așa să cum pe timpuri făceau, ei spuneau că articolul este să găsească persoana. Cam aici au dat-o în bară. E ignoranță, dar nu ignoranță, nici cuvinte nu am. Dar pe la ușile lui Pânzar, drept că am fost de 2 ori, cu atât cu cereri, cu plângeri, tot cu atâta ignoranță pe la EGP. Bine că e bine și Și pânzarii arestat, iar Brăceag sperăm să nu mai fie angajat la Ministerul Apărării, ce o fi lucrând el acolo. Schimbă săptămâna asta guvernul și sperăm să facă epurări, nu pe criterii politice, dar pe criterii de păi competență și iată, de integritate. Și Brăceag cu dosarul ăsta iată și-a chiar, demonstrat incompetența și lipsa de integritate. iată aici, ia în mapa asta, eu de toate le am care cu cazul ăsta, care cu victimizarea, el nu o singură dată m-a izgonit din inspectoratul de poliție, fiind în funcție, el era obligat să mă asculte, să mă. Vă Deci, zic că de fapt, e ca un caz. să le amintim celor care n-au văzut discuțiile noastre din anii trecuți, de fapt, dumneavoastră v-ați dus la poliția din Cahul să vă plângeți pe ilegalități și el a refuzat să vă audieze pe motive inventate de el, ilegale. Și în felul ăsta v-a discriminat. Dumneavoastră v-ați plâns la Consiliu, au constatat discriminarea, după aceea iar v-ați dus la el și el o zicea că tu te-ai plâns odată și iar o refuzat să vă audieze, deci în felul ăsta v-au victimizat pentru că v-ați plâns odată pe el. Da? Asta e legea Da, 121. și el a avut comportament degradant în fața tuturor angajaților. S-au ridicat video, eu repede am reacționat, s-au ridicat video și se vede probă evidentă care el așa, cu așa o tonalitate și caută baba asta aici, știți? Asta nu a fost o. Și baba i-a arătat că e om, că are demnitate și că legile sunt de partea ei. Și el, coșcoge șeful de inspectorat de poliție, o luat bătăiță de 2 ori. Iată, definitiv și la Curtea Supremă. Bravo! Da, Felicitări! definitiv la Curtea Supremă. Să-i Felicitări fie și de bravo! învățăminte și. Și lui și altora ca eu. Da. Și o să mai am eu câștig de cauză, pentru că nu se admite. Vă zic, eu, într-un fel, lupt în mod civic, fără telefon, ca să filmez în direct, fără fluiere, fără injurii. Nu că ar fi rău telefonul sau fluierul. În juriile, sigur, nu încurajez pe nimeni, dar telefonul ca document, ca probă video, e absolut necesar. Fluierul ca să te faci auzit și ca să deranjezi, e la fel foarte necesar, așa că
Vă rugăm, sunteți activistă civică, nu vorbiți de rău de telefon și de fluier, depinde cum îl folosești, ca și cuțitul. Poți să te duci să spargi nuci, să cureți nucile, că acum deja sunt bune de curățit cu cuțitul, dar poți să tai oamenii cu cuțitul, așa că aveți grijă ce faceți cu cuțitul. Cuțitul poate fi necesar, ca și cu Nu cuvântul, ca merge, și camera. nu merge, nu vreau, nu vreau, nu-i genul meu de om. Nu știu ce fel de gen de om vorbiți, taman acum vă lăudam că sunteți activist civic și că aveți nevoie de cameră Nu, și de probe vreau video. eu, bine v-am V-ați înțeles. bucurat, v-ați bucurat că ați avut probe video cu Briceac, dar el putea să compromită să șteargă înregistrările video de la inspectoratul unde el era șef. Nu, Și era cum, audio, și, era audio. și cum ați fi demonstrat? Audio de pe telefonul dumneavoastră? Da. A, păi, și poate să apară cineva, un alt activist, zic că eu nu-s deși ala care folosește audio. Dar de ce mă rog, dacă poate fi o probă în instanță de judecată, de ce să nu folosești audio? Nu-s eu genul de om. Da? Simțiți? Deci aveți grijă. Și fluierul și camera video și înregistrarea audio sunt necesare și sunt instrumente utile, dacă le folosești cinstit. Bregă până nu pune până punct, nu pui atunci puncte. Da. Bine, puneți dumneavoastră un punct și oprim. Sănătate și numai bine, v-am comunicat.